Gălățenii s-au îngrozit de ce le-a fost dat să audă. Biserica Bunavestire de pe strada romană a fost călcată de hoți. În ajunul Boboteizei, tâlharii s-au folosit de butoiul pentru aghiazmă pentru a ajunge la geam. Primul loc atacat a fost magazinul cu lumânări și icoane, de unde au fost furați circa 80 de lei. La Pangara aici a intrat, căuta probabil bani. Dar eu, dacă aș fi ăla, n-aș căuta banii, care probabil sunt valori în biserică. Nu s-au fost atâtea spargeri, s-au luat icoane care sunt de argint, altele sunt suflate ca aur. Dacă e foame, nu contează că e Dumnezeu sau nu e Dumnezeu. Foamea ar duce la orice. Foarte păcat, da. Acum de sărbători? Da, da, foarte păcat dacă s-a întâmplat așa ceva. Cine s-a fi spart banii în biserică? Ce oameni? Cine? Tot tineret poate sau de pe în zonă, pe aici, nu știu. Fără Dumnezeu, fără credință, fără... Foarte urât din partea lor, da. Doamne, ferește, de la biserică? Ia din altă parte, dar nu de la biserică. Hoții au spart și geamurile ușii interioare ale bisericii pentru a ajunge în altar. Deși aici se aflau obiecte de cult din argint și aur, tâlharii nu au mai luat nimic, fiind interesați să găsească doar bani. Este un fapt regretabil care s-a întâmplat acum în preajma sărbătorilor. Trebuie să lăsăm organele abilitate să-și facă datoria. Polițiștii au fost sesizați despre cele întâmplate și au demarat o anchetă pentru a-i găsi pe făptași și a-i trage la răspundere.